Astăzi dimineața la ora 7 au început percheziții, s-au desfășurat pe 13 adrese din teritoriul municipiului Chișinău. Spre finalul acestor percheziții a fost decisă reținerea a 4 persoane. Suspecții sunt bănuiți de fals în acte publice, dar și de depășirea atribuțiilor de serviciu în perioada 2012-2014. A fost fraudat însăși procesul sau procedura de repartizare a materialelor, a cererilor, a acțiunilor civile pentru anumiți judecători. Erau substituite materialele cu alte cereri presupus a fi înaintate și emise anumite hotărâri pe dosare. Persoanele reținute sunt foști, dar și actuale angajați a instituțiilor judecătorești, dar și un jurist care a fost implicat în fraudarea procesului de repartizare a cererilor. Procurorii în decurs de 3 zile urmează să decidă dacă vor înainta învinuirea persoanelor reținute. Totodată va fi sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în vederea ridicării imunității și solicitării acordului privind tragerea la răspundere penală a magistratului reținut. Una dintre locațiile vizate se află pe strada Alexandrii. La fața locului a fost observat și Iurie Drozd, fostul președinte al Federației Naționale de Tenis, care ar fi implicat în schemele de obținere a creditelor neperformante de la Banca de Economii, în valoare de peste 300 de milioane de lei. Schemele au fost deconspirate de președintele Comisiei Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță. Mai mult, numele lui este prezent și în investigația realizată de Realitatea TV, în care persoane decedate au luat credite de la BEM. Potrivit lui Denis Ureche, fost proprietar al uneia dintre firme care a luat un credit neperformant de la Banca de Economii, obținut prin șantaj și amenințări în adresa familiei din partea lui Ion Lambantu și Iurie Drozd, cei doi s-ar fi ocupat cu fabricarea dosarelor civile pentru a obține creditele. Dosarul a fost intentat din luna iulie 2014. Temei pentru începerea urmăririi penale a servit sesizarea depusă de președintele judecătoriei sectorului Râșcani. Persoanele care vor fi găsite vinovate riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.